La finalul săptămânii trecute, la Câmpul Lung, în sala de sport a liceului cu program sportiv, a avut loc Olimpiada Gimnaziilor la tetratlon. Cu o echipă nouă formată din atleți și atlete fără prea mare experiență, LPS Câmpul Lung s-a clasat pe poziția secundă după LPS Viitorul Pitești și a ratat la mustață accederea la faza zonală a competiției. Vineri, la liceul cu program sportiv, a avut loc etapa județeană de tetratlon, gimnaziu, acolo unde, din păcate, chiar dacă noi am fost organizatori, s-au calificat LPS, echipa liceului cu program sportiv Viitorul Pitești. Echipa noastră este o echipă care promite, este în formare și probabil că la anul viitor vom avea noi primul loc și automat calificarea pentru etapa de zonă. Atleții de la LPS Câmpul Lung și-au luat revanșa două zile mai târziu în fața marii rivale din Pitești, chiar la ea acasă, pe stadionul Nicolae Dobrin. Acolo unde a avut loc faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la pentatlon, băieți și fete. Echipa de băieți, formată din atleții Ionuț Iordache, Eduard Păduraru, Daniel Barbu, Constantin Dinescu și Ionuț Ceagâr, pregătită de profesorii Gheorghe Ivan și Doina Rusu, s-a impus fără probleme și astfel și-a asigurat biletele pentru faza zonală care se va ține la Râmnicu Vâlcea la sfârșitul acestei luni. Tot locul întâi și calificarea la faza zonală au obținut și echipa de fete formate din Georgiana Ciurea, Antonia Sârbu, Denisa Predică, Mirela Ștefan și Mihaela Mandu, pregătită de profesorii Dana Leoacă și Constantin Ionescu. Duminică, la stadionul Nicolae Dobrin la Pitești, au avut loc fazele județene de pentatlon liceu, unde echipa, atât echipa fetelor, cât și echipa băieților de la LPS Câmpul Lung s-au calificat la faza zonală. În aceeași perioadă, tot la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung, a avut loc faza județeană a Olimpiadei de pregătire sportivă teoretică. Elevii de la LPS Câmpul Lung au avut o comportare excelentă, reușind să obțină o adevărată salbă de medalii. Sâmbătă a avut loc în incinta liceului Olimpiada județeană de pregătire sportivă teoretică, unde au participat 29 de copii de la liceul cu program sportiv Viitorul Pitești și elevii noștri. Din fericire, acolo am obținut toate medaliile, locul 1, 2, 3 și mențiuni sunt ale elevilor noștri. Așteptăm centralizarea națională să vedem care copii s-au calificat la faza finală. La finalul acestei săptămâni, liceul cu program sportiv din Câmpul Lung va fi gazda campionatului regional de atletism, competiție rezervată micilor atleți și care face parte din programul competițional al Federației Române de Specialitate.